S-a aprobat rectificarea bugetului de venituri și cheltuieli a județului Maramureș pe anul 2018 prin diminuarea veniturilor și a cheltuielilor cu suma de 4,08 milioane de lei ca urmare a modificării surselor de finanțare. Astfel, diminuarea cu suma de 4,11 milioane de lei reprezentând subvenții pentru finanțarea drepturilor acordate persoanelor cu handicap, majorarea cu suma de 27.000 de lei reprezentând subvenții din veniturile proprii ale Ministerului Sănătății către bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale și echipamentelor de comunicații în urgență în sănătate. Totodată s-a aprobat modificarea bugetului propriu al județului pe secțiuni. Secțiunea de funcționare se diminuează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 5,63 milioane de lei. Secțiunea de dezvoltare se majorează atât la venituri cât și la cheltuieli cu suma de 1,547 milioane de lei. Numai discuțiilor pe care am avut cu aparatul de specialitate în ultima perioadă am încercat o optimizare a cheltuielilor în interiorul instituției Consiliului Județean. Astfel am încercat să diminuăm suma acolo unde nu au putut să fie cheltuite sau nu ar fi putut să fie cheltuite până la finalul anului, ele să fie alocate către instituții care pot să facă acest lucru. Este o optimizare până la urmă pentru a avea o execuție bugetară cât mai aproape de 100%. În urma rectificării bugetare, 1.200.000 de lei au fost alocați pentru dotări la aeroportul Maramureș. Mă bucur că din nou am reușit să alocăm sume consistente de bani, vorbim aici despre 1.200.000 de lei pentru dotările la aeroportul internațional Maramureș, pentru nevoile pe care au apărut să aducem aeroportul la standardele pe care ne dorim. Este a treia sumă de bani pe care o alocăm din resursele proprii ale Consiliului Județean Maramureș pentru a avea un aeroport performant. Sigur, nu este suma finală pe care o mai avem. Anul viitor vom mai avea exact la momentul în care vom face bugetul, vom avea din nou un efort pe care vom face pentru a achiziționa restul de echipamente, astfel încât aeroportul să fie dotat la cele mai înalte standarde. La proiectul rectificării bugetului, Comisia Buget Finanță a adoptat un amendament pentru capitolul sport. Banii vor merge la Clubul Știința Explorări, care se confruntă cu grave probleme financiare. Diminuarea fondurilor de rezervă la dispoziția autorităților locale cu 150.000 lei și majorarea pe aceeași sumă de 150.000 lei la capitolul sport. Este o discuție pe care am avut-o în Comisia de Buget Finanță, dar o discuție prealabilă pe care am avut-o cu reprezentanții echipei de volei pe explorări, care se află într-o situație financiară extrem, extrem de delicată. Există pericolul ca echipa să fie retrasă din campionat. E nevoie, până la urmă, de intervenția Consiliului Județean Maramureș pentru ca echipa să poată să funcționeze în continuare. La viitoarea ședință de pe Bornea de zi vom avea un nou proiect de hotărâre prin care vom discuta alocarea acestei sume direct către echipa de volei. Astăzi rectificăm bugetul doar pentru a avea bani în capitolul de sport. Vom mai avea discuții în perioada următoare dacă acești bani sunt suficienți. Îmi pare rău că s-a ajuns în această situație. Sper ca și primăria municipiului Baia Mare să facă un efort în această perioadă pentru a salva o echipă pe talon a județului în ceea ce privește performanța sportivă. Amendamentul a fost adoptat cu unanimitate de voturi, iar proiectul de hotărâre cu acest amendament a fost adoptat cu 30 de voturi pentru.